De ce apare această afecțiune? Tiroidita Hashimoto sau tiroidita cronică autoimună este o patologie tiroidiană cu mecanism autoimun, lucru care este susținut de prezența anticorpilor antitiroidieni, antitiroperoxidază și antitiroglobulină. Și totodată s-a constatat că această afecțiune autoimună poate fi însoțită și de alte boli cu componentă autoimună. Deci mecanismul este unul autoimun. Da, sunt convinsă că după ce le dați diagnosticul pacienților, vă întreabă, doamna doctor, de ce mi-a apărut mie, care sunt cauzele? Exact, poate să fie o predispoziție genetică sau totodată poate să apară în familie. Sunt persoane cu tiroidită cronică autoimună care în momentul în care au primit diagnosticul își aduc aminte sau au confirmat de la alți membri ai familiei boli tiroidiene. Fie că este un hipotiroidism, poate să fie tot o boală Hashimoto sau un hipertiroidism în cadrul unei boli bazedov, de exemplu.